primar, stimați invitați, stimați consilieri, începem ședința pe comisie. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Mănești, județul Bacău. Vă rog să nominalizați toți oamenii. Nominalizez pe domnul consilier Ilie Vasile. Da. Mulțumesc. Comisia de urbanism, dacă nu mai aveți altă propunere, dacă nu, supun propunerea la vot. Cine este pentru? Potrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, propuneri pentru președintele comisiei. Dacă nu sunt alte propuneri, rămânem tot la propunerea făcută de comisia dinaintea noastră, domnul Ilie Vasile. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu una. Comisia economică, dacă sunt și alte nominalizări pentru președintele Consiliului Local, dacă nu, vă rog să aprobăm cu propunerea făcută, respectiv domnul Ilie Vasile. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pentru anul 2019. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități sau întrebări. Da. O mică completare, o modificare la buget. Am găsit o ofertă pentru niște mese de tenis de masă pentru exterior la aproximativ 3.700-4.000 de lei bucata și vreau să introducem în lista obiecte, la lista de investiții, 4 astfel de mese, 16.000 de lei. Da? Mulțumim. Supunem la vot propunerea domnului primar. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul cu amendamentul propus. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități. Dacă nu, vă rog să votăm proiectul, inclusiv amendamentul făcut de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moinești, județul Bacău, pentru anul 2020. Comisia de urbanism, dacă aveți neclarități, întrebați pe tema pentru. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, neclarități de noile taxe și impozite pe 2020. Dacă nu sunt, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în semestrul 2019 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din municipiul Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. Comisia economică, dacă sunt neclarități, întrebări pe marginea materialului acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 72 din 19 mai 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică imobil, Colegiul Tehnic Grigore Covărcescu și a indicatorilor tehnico-economici, inițiator primarul municipiului Moinești. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități pe tema proiectului.
Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Bună. Comisia economică. Dacă sunt neclarități, întrebări pe marginea proiectului. Am citit materialul, am văzut că s-au primit ok-ul, s-a spune chiar și de la... Dar totuși e ciudat de mare creșterea. La 9, 6, mici ceva la aproape dublu. La școala 2? Nu, la Cobălcenți. La școala 2 una o scală, un pic la 2-3 clasă. Da. Dar dacă mai stă 2 ani, ce facem? Ne ducem la... Asta e... Asta e derularea în țara asta, pentru că între timp au apărut 114 ordonanța prin care au majorat salariul minim de economie. Au apărut toate, n-am făcut-o eu, proiectantul a dus și astfel trebuie să o aprob, că altfel nu să ating indicatorii prin proiect. Știu, am văzut că am primit aprobare și din partea... Dar e enorm. Dublezul, valoarea foarte mare. Atunci n-au făcut întrebări în 2017, n-au făcut acum. S-au dublat salarii, s-au dublat prețul la materiale, s-au dublat prețul la motorile, la ce? Ei prezint un tabel acolo, fac ce vor, pot să scriu orice pe vrea. Răspunde cineva pentru chestiile astea. Este verificat de partea Serviciului Investiției, para verificat și s-a mai tăiat, să știți că era mai mare. Credeți că mi-i inconvine? Nu convine, dar trebuie să realizăm acest proiect. Am pornit la drum, trebuie să atingem indicatorii. Dar dacă se mai întârzi, se presupune că mai întârzi un an sau doi. Ce facem? O să vine iar proiectificare? Dacă se mai întârzi, se închide liceul de la toamnă. Nu se mai poate continua. Nu se mai poate continua. Anul ăsta poate merge. O situație gravă este acum la școala Alexandru Sever. Tot pe acest motiv, datorită prețurilor care s-au schimbat la materiale și la manoperă, cei care, constructorul de acolo, de ieri, a trimis adresă și denunță contractul. Deci nu mai vor să continue lucrările. Pe aceeași speță, prețul materialelor și manopera. Spune dumnealui, mai mult decât atât, iese și în insolvență. Deci, speranțe mari nu sunt, nu erau ca să continue și mai bine că se întâmplă acum decât să se întâmple atunci când se finalizează contractul în luna, sfârșitul lunii martie. Mai bine acum, pe sezonul rece, să putem face reevaluarea și expertiză la ce a executat până acum, să scoatem la licitație, să sperăm că până la începutul anului școlar să fie gata școala și din cartierul Văsile. Păi clauzina a fost? Poftiți? Clauzina din contractul. Da, dar dacă e în insolvență, cu cine te cerți? Deci o să suporti consecințele, se blochează garanția, dar avem relaționare acum cu administratorul judiciar, nu mai este cu administratorul firmei respective. S-a terminat. Dacă mai sunt întrebări, nelămuriri, dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local Moinești, numărul 34 de 19.07.2018, privind aprobarea studiului de oportunitate pentru proiectul dotare ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, ne clarifică tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea 3 locuințe construite prin Agenția Națională de Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău.
Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. Comisia Economică. Dacă sunt neclarități, întrebări, nelămuriri pe marginea materialului. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Mănești de Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închirierii aflate în domeniul public al municipiului Mâinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. Comisia Economică. Dacă sunt nelămuriri, întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul Local. Reprezentantul Consiliului Local în municipiul Mănești în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ pe Universitatea de Stat din municipiul Mănești, județul Bacău. Vă rog să faceți propuneri. Propun în această comisie la Liceul Teoretic Spiru Haret pe doamnă profesor Băsii Ioan, la Liceul Tehnic Grigore Cobălcescu, Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu, domnul Busuioc Iulian, la Școala Ștefan Lucian, preot dr. Enea Daniel, Școala George Enescu, domnul Bogdan Bumboacă, Școala Tristan Țaran, doamna Fodor Adela și Școala Alexandru Sever, domnul inginer Botezatu Sorin. Mulțumesc! Comisia de Urbanism, dacă sunteți de acord cu propunerea, vă rog să votați. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu, supunem la vot propunerile făcute. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări, dacă sunt și alte propuneri pentru membrii în consiliile menționate. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul cu propunerile făcute de domnul viceprimar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Mâinești numărul 118 din 23 mai 2019 privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul 2-2019 în municipiul Mâinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, nelămuriri. Este. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind designarea unui reprezentant de rezervă în adunarea generală a Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău din partea Unității Administrative Teritoriale Municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, dacă sunteți de acord cu propunerea, vă rog să votați. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu și supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități, întrebări? Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui spațiu situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, bloc Selec 2, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, neclarități pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt neclarități sau întrebări pe marginea materialului acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 163 16-12-2016 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situate în municipiul Moinești, strada Plopilor numărul 2, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot. Comisia Economică. Dacă sunt neclarități sau întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 73 din 19.05.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică imobile în școala George Enescu, municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau neclarități. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 77 din 24.04.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică imobile școala George Enescu. Comisia de Urbanism, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat cu unanimitate de vot.
Comisia Economică, dacă sunt neclarități sau întrebări pe marginea materialului acestui proiect. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare bloc operator aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, faza galerii și a indicatorilor tehnico-economice. Proiect numărul 022 din 2019, proiectant SECE Spital, proiect consulting SRL București. Comisia de urbanism, dacă aveți unele clarități, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, spun proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat cu unanimitate. Comisia economică, dacă sunt neclarități sau întrebări. Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumesc. Ședința pe comisie la sfârșit. Urmează ședința. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. În continuare a ședințelor comisiilor de specialitate la care ați asistat, derulăm ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești, convocată pentru astăzi, 28 noiembrie 2019, ora 12:30. Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară, pentru data de astăzi, s-a efectuat prin dispoziția primarului Municipiului Moinești, numărul 985/2019, cu respectarea prevederilor articolului 133 aliniatul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ. În conformitate cu prevederile codului administrativ, pentru aprobarea proceselor verbale întocmite la ședințele Consiliului Local din luna octombrie, consult plenul dacă sunt obiecțiuni sau completări față de formă care a fost publicată pe site-ul instituției. Nefiind obiecțiuni față de conținutul publicat, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 25 octombrie 2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi am fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 25 octombrie. Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 30 octombrie 2019. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare cu luna octombrie. O să dau cuvântul domnului președinte pentru a parcurge ordinea de zi după supunerea spre aprobarea dumneavoastră a proiectului de hotărâre privind alegerea președintului de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, conform propunerii comisiilor de specialitate. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru următoarele 3 luni. Domnule președinte, înainte de a trece la treabă, țin să vă mulțumesc domnul primar, domnul viceprimar, dumneavoastră, domnul consilier, pentru încrederea acordată, pentru ca să conduc ședințele. Ținând cont, cred că e o alegere foarte bună, pentru că acum de sărbători ați ales un teolog. Este binevenit să facem treabă, să fim uniți și nu numai aici, ci și afară să fim uniți, pentru că e și ziua Unirii. Avem niște evenimente atât de frumoase. Sper să dea Bunul Dumnezeu să mă ajute să fiu la înălțimea care trebuie. Succes. Trecem la treabă. Trecem la aprobarea ordinii de zi. Dacă aveți ceva propuneri pentru ordinea de zi. Dacă nu, supunem la vot ordinea de zi. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Deci ordinea de zi fiind votată, trecem la primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică.
Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Și amendament. Și cu amendamentul propus de domnul... Amendamentul. De domnul primar. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 6 voturi pentru, cu amendamentul propus de domnul. Da. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, cu amendamentul. Dacă sunt discuții pe baza proiectului, nefiind, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Mănești, județul Bacău, pentru anul 2020. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Da, aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în semestrul 2-2019 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 6 voturi. Aviz Comisia Economică? Discuții pe baza proiectului? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moeneș numărul 72 din 19.05.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea termică imobilă Colegiul Tehnic Grigore Colbăcescu și a indicatorilor tehnico-economici. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local Moineș numărul 134/19/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru proiectul dotarea ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Moineș. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Urbanism? Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe baza proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind repartizarea 3 locuințe constituite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Moineș, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Moineș, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Urbanism? Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închirierii aflate în domeniul public al municipiului Moneș, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. De fiind discuție, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în comisiile pentru evaluare
și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de municipiul Măneș, județul Bacău, cu propunerile făcute de domnul viceprimar. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru, cu propunerile făcute de domnul. Așa. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru, cu propunerile. Discuții pe baza proiectului. Ne fiind alte discuții, trece la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului Local Moinești, numărul 118 în 23.05.2019, privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul 2 din 2019 municipiul Moinești. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia Economică? Discuții pe baza proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentant la rezervă în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău din partea Unității Administrative Teritoriale Municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 6 voturi. Aviz Comisia Economică? Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe baza proiectului. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui spațiu situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, bloc Select 2, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 163 din 16.12.2016 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Măneș, strada Plopilor numărul 2, județul Bacău. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe baza proiectului. Dumneavoastră? Da. Spuneți. Aici e vorba, vrea autorizații de demolare sau ce vrea, sau altă suprafețe. La proiect de completare a posibilului. La 16. Punctul 16. Da, da. Limitrof cu ATR-ul. Vrea consens de salută și dar n-am zis ce vrea până la acum vă spun. Imediat. Spune domnul. Noi am fost nevoiți să încheiem acest contract de concesiune ca urmare a dobândirii de către această societate a construcției prin cumpărare de la Automobil Club Român. Da? Au fost două clădiri. Acest proprietar actual a cumpărat-o. Terenul aparținea domeniului privat al municipiului Moinești. Ulterior, prin solicitarea autorizației de construcție, compartimentul urbanist și direcția, în speță, prin arhitectul șef al municipiului, a solicitat avizele necesare eliberării acestei autorizații, printre care și o expertiză tehnică a clădirii, din care o aveți și la dosarul de ședință, din care reiese că această clădire nu poate fi extinsă, datorită degradării acesteia în primul rând și, în al doilea rând, datorită existenței unor rețele a EON-ului și a distrigazului care nu vor da aviz pentru extindere sau pentru construire acolo. Având în vedere că acest contract de concesiune era aprobat deja, doar pentru extindere, având ca obiect doar extinderea clădirii existente, am modificat articolul 2 din contract în sensul completării și pentru edificarea unei construcții noi, pentru că acel proprietar a cumpărat prin act notarial, a dobândit această clădire, iar noi suntem în continuare proprietari pe teren. Această documentație
existând la compartimentul de specialitate în vederea autorizării. Da. Te-ați mulțumit, domnul consilier? Da. Atunci, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Votat. Vă mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 73 din 19.15.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea termică imobilă școala George Enescu municipiului Moinești și a indicator tehnico-economic. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Discuții pe baza proiectului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 77 din 24.04.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitarea termică mobilă școala George Enescu. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. De fiind discuție, trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Votat. Mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea bloc operator aseptic al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 022 din 2019, proiectant SC Ospital, proiect consultant SRL București. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe baza proiectului. De fiind discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. S-a votat. Ultimul punct, diverse. Există o adresă primită de la Prefectura Județului Bacău. Fiecărui consilier i s-a înaintat un punct de vedere al secretarului municipiului Moinești și a serviciului juridic. Doamna secretară o să vă dea câteva amănunte, după care o să continui. Este vorba de solicitare de revocare și de anulare a hotărârilor Consiliului Local 188/2019 și 173/2019. Sunt cele două hotărâri prin care noi inițial am hotărât darea în administrarea imobilului bază de tratament către Ministerul Sănătății. Ulterior, Ministerul Sănătății a solicitat o completare în sensul în care noi am revenit prin hotărârea 188/2019. Pentru prima hotărâre, hotărârea Consiliului Local 173, am primit aviz de legalitate, am înaintat întreaga documentație la Ministerul Sănătății, iar pe data de 21 am primit această adresă în sensul revocării ambelor hotărâri, fiindcă acestea nu ar fi legale. Urmarea exercitării controlului de legalitate, deși una dintre ele avea deja aviz transmis către Secretariatul General al Guvernului. În acest context am întocmit punctul de vedere al secretarului municipiului și al biroului juridic și religios și o să dăm un răspuns în acest sens. Această adresă v-a fost înaintată fiecăruia dintre dumneavoastră. Este adresată Consiliului Secretarului Municipiului Moinești. Eu consider că cele două hotărâri pe care le-am avizat de legalitate și care au fost adoptate cu unanimitate de voturi îndeplinesc cerințele legale. Prin urmare, am supus atenției dumneavoastră oportunitatea revocării acestora sau nu. În ceea ce privește termenul în care trebuia să dăm acest răspuns,
respectiv 22.11.2019. Această adresă este venită pe data de 21.11. Prin urmare, excede acest termen, excede temeiul legal de convocare a oricărei ședințe a Consiliului Local. Știți că există un termen minim, deci în zile, pentru convocare. Deci, nicicum nu puteam să mă încadrez pentru răspuns în 24 de ore. Respectând legea. Supun atenției dumneavoastră, având în vedere că v-a fost individual înmânat și răspunsul și adresa, avizul Consiliului Local în vederea revocării sau nu, celor două acte administrative adoptate de Consiliul Local. Am și de completat ceva. De departe se vede că e o împotrivire a celor care astăzi conduc Prefectura Județului Bacău la dezvoltarea municipiului Voinești. Această clădire care de 30 de ani stă nemișcată, am găsit înțelegerea celor de la Ministerul Sănătății să realizăm ceva din ea. Iată că după ce hotărârile de Consiliu anterioare votate de Consiliul Local și trimise către Prefectura Bacău au primit aviz de legalitate, aceasta din urmă nu a mai primit, pe considerentul că nu este solicitată această cerere de la Guvern. Ministerul Sănătății face parte din Guvernul României, iar adresa pe care o avem de la Ministerul Sănătății are în antet Guvernul României. Iată un motiv care e mai mult de încurcat, nu de a ajuta. Pe de altă parte, spun aici de a se realiza transferul dreptului de proprietate în mod legal și corespunzător normelor în vigoare. Eu spun că le-am pus pe toate. Toate care norme în vigoare? Dacă ar avea ceva de obiectat, ar spune acea normă pe care n-am respectat-o. De aceea eu vă solicit să susținem hotărârile în continuare așa cum le-am votat, să le înaintăm prefecturii, să reanalizeze în cadrul serviciului juridic de la prefectură, să putem face demersurile mai departe la Ministerul Sănătății și la INMRFB pentru a începe această construcție, realizarea acestei secții sanatoriale balneare, așa cum și-a luat angajamentul Ministerului Sănătății că o va face în termen de 4 ani. Iată deja 6 luni de când stăm și așteptăm avize de legalitate și tot felul de documente care noi le-am depus, dar se găsește de fiecare dată cineva să încurce. Mai mult decât atât, este atitudinea unor înalți funcționari publici, prefect, subprefect, care, conform codului administrativ, ar trebui să știe că un răspuns de la Consiliul Local nu se poate realiza de pe zi pe alta. Adresa primită pe 21 cere răspuns cu termen pe 22. Ca să putem realiza acest lucru, trebuia convocat Consiliul Local. Întâmplător este ședința astăzi și am venit de pe o zi pe alta cu cererea, dar este jenant pentru înalți funcționari publici să aibă o asemenea atitudine. Tot la diverse, vreau să vă adresez invitația ca mâine să participați cu toții, atât colegi consilieri locali, conducători ai instituțiilor publice din municipiul Voinești, cât și colegii mei din primărie, la ora 12 fără un sfert, la o festivitate dedicată Zilei Naționale a României, 1 decembrie. Plecarea se va realiza din fața sediului RomTelecom, pe totul la Dimirescu, prin fața Centrului Cultural, pe Vasile Alexandrin, până la momentul pe care l-am realizat anul trecut aici în Parcul Central și care este dedicat unirii și realizării Marelui Stat Român. De asemenea, vreau să vă adresez invitația de a participa și pe data de 8 la acel spectacol realizat în parteneriat cu Protoieria Măinești, 8 la ora 17 la Centrul Cultural Lira. Deocamdată avem câteva discuții cu plăieși și dacă se concretizează contractul, probabil dumnealor și cei mai pregătiți și Protoieria vor susține acest spectacol. Aș vrea să mai amintesc aici câteva din lucrările care sunt în curs de realizare în municipiul Măinești. Cred că le-ați văzut cu toții. Se lucrează foarte bine la școala Ștefan Luchian. Este în grafic. De pe data de luni vor începe lucrările la școala George Enescu. Vor începe cu clădirea veche. Ați văzut, lucrarea atinge undeva la 6,5 milioane de lei, 1,5 milioane de euro. S-a semnat contractul de execuție. Vor începe lucrările și acolo. Mai mult decât atât, chiar astăzi, la școala generală George Enescu, se realizează terenul de sport cu gazon artificial
Știți că am aprobat realizarea a două terenuri de sport luna trecută, s-au turnat plăcile de beton și la Tristan Țara și la George Enescu. Iar asta astăzi, pentru un parteneriat cu Terdezom, realizează și acest gazon artificial. Astăzi, mâine, sâmbătă, chiar și duminică, dacă e cazul, au promis cei de acolo că vor lucra. Am mai văzut finalizarea câtorva parcări care la trezorerie, una nouă inițiată și care e deja realizată în fața blocului A4 în cartierul Lucăcești, dar și celelalte care s-au finalizat mai devreme prin fața școlii 2, în spatele grădiniții Tristan Țara, BRD, Centrul Cultural sau în spate la maternitate. De asemenea, este în procedură de licitație și au depus ofertele deja 5 ofertanți la coridorul de mobilitate, încă 4 la pista de biciclete la Găzărie. E în procedură de evaluare, sperăm să terminăm cât mai repede, să inițiem procedura pentru să realizeze proiectul tehnic, să inițiem procedura pentru execuție. Așadar, proiectele pe care le-am propus în acest an se desfășoară în grafic, mai puțin școala Alexandru Sever, de care vă spuneam că firma care realiza această construcție este din Moinești, se cheamă Grup Consult Proiect, este în insolvență, a denunțat contractul începând de ieri, vom vedea, din punct de vedere legal, cum vom proceda pentru a grăbi scoaterea la licitație ca un nou constructor să vină să termine această lucrare. Cam același lucru se întâmplă și la blocul 10, la intrarea în oraș pe stânga, lângă Contagioase, unde și acolo constructorul nu a mai venit la lucru și urmează să efectuăm procedurile pentru a duce construcția mai departe. Urmează luna decembrie. Știți că și în luna decembrie mai avem evenimente. Pe 27 decembrie, a treia zi de Crăciun, vă aștept pe toți și atunci, realizăm acel festival de tradiții și datini. Avem și musafiri din exterior, să spun așa, mi-au promis că ambasadorul Marii Britanii și ambasadorul Belarus că vor face tot posibilul să ajungă la Moinești. Vă aștept și pe dumneavoastră să ne fiți alături și la celelalte evenimente din luna decembrie. Cam atât. Mulțumesc mult. Vă mulțumim, doamna secretară. Ședința undeva să fie, cum v-ați dori, până în 15-16 decembrie, cred că este bine. Numai dacă o să fie nevoie de o extraordinară pentru rectificare pe final de an, dacă ne mai dă ceva guvernul, ne strângem cu toții fără obiecții, cred. Da? Mulțumesc. La domnul consilier, Balușan. Numai două vorbe vreau să ne spun. Să nu fim triști, așa, cu cei care ne-au monitorizat circa 30 de ani de zile. Vă anunț cu plăcere că guvernul Orban, așa sucru cum este el, deja a început mare demolare. Și începe în ordine alfabetică, pe județe. Deci suntem imediat Bacău, care se vor schimba toate organismele acolo, funcționează, toate mecanismele. Ei vor fi cel mult cărcotași, în viitor foarte, foarte apropiat. Li s-au pus puterea. Îmi pare foarte rău de ei, că n-au știut să gestioneze o țară așa cum ne-a fi dorit-o noi toți. Eu zic că dacă cineva mai are reminiscențe comuniste, este momentul să se termine. Noi știm să iertăm foarte repede liberalii, dar nu vom uita niciodată. Așa cum face un mâin într-o scândură, semnele rămân până arde scândura respectivă. Este cazul să redresăm cu toții România, așa cum domnul președinte a spus și ne-a mulțumit nouă liberalilor în primul rând, dar și celorlalte, știu eu, cetățeni, care au votat inclusiv PSD și alte formațiuni politice. Deci știm să iertăm, dar nu uităm niciodată lucrul ăsta. Este cazul să ne așezăm la o masă cu toții, să redresăm țara începând noi cu Moineștiul. Sigur că da. Ce văd pe Facebook la unii prieteni de-ai mei și de-ai noștri, mă lasă rece. Îmi pare rău de ei, dar este momentul cu toții să ne implicăm pentru o România altfel. Da? Eu cred că este suficient cu o voce recunoscută ca a mea. Și o ultimă chestiune, am rugat într-o ședință anterioară pe strada Bompincio și pe capătul ăla de la Uituz, a venit domnul vice și mulțumesc foarte mult a fost, dar oamenii sunt în continuare complet nemulțumiți. Aș vrea să prindeți un proiect acolo de reabilitare, așa cum am prins pe celelalte străzi, un proiect serios de reabilitare, domnule primar, pentru că acolo nu intră o salvare, nu intră pompieri, la care de justificare din consilier. Și să vedeți că nu este. Eu până la mine mi-am făcut bani proprii, dar vorbesc de concitadinii noștri până la scări. Și nu numai, și până sus, iarăși. Deci,
trebuie reabilitate alea două străzi, un capăt pe Oituzi și celălalt, sigur, orașul e mare, dar acolo sunt chiar, putem spune că sunt centrali oamenii ăștia și plătesc taxe ca oricare dintre noi. Vă mulțumesc! Nu înțelegi Văd dacă din dumneavoastră mai aveți ceva de propus pe linia aceasta. Vedem că aici, la final, ne spune în felul următor. În acest context, vă rugăm să dispuneți reanalizarea hotărârii Consiliului Local numărul 188 din 25.10.2019 și hotărârea Consiliului Local numărul 173 din 28.08.2019 în sensul revocării acestora. Măsura dispusă va fi comunicată până pe data 22.11.2019. Pentru prima hotărâre există aviz de legalitate de la prefectură imediat după ce am dat-o, acum 3 luni. Acum, actualii spun că trebuie să o reanalizăm. De ce atunci era bună și azi nu mai este bună? Ei, și o menționează și pe cea care am votat-o acum la ședința trecută. Da, am spus ce am avut de spus. Sper să înțeleagă să-și urmeze cursul hotărârile, să ne dea avizul, să mergem la minister pentru a promova proiectul de hotărâre, să treacă în domeniul public al statului, să realizeze acea bază pe care a spus că o fac în perioada următoare. Acum noi trebuie să dăm imediat răspuns la aceasta, da. Nu? Și un aviz la Consiliul Local. Că de aceea vă cer dumneavoastră, menținem. Da. Sunteți pentru menținerea celor două hotărâri? Cine sunteți de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc foarte mult. Domnilor consilieri, doamnelor și domnilor, asistăm de foarte multă vreme în țara asta mai multe lucruri care ne împiedică să facem ceva decât să dezvoltăm ceva. În urma hotărârilor de Consiliu luate vis-a-vis de această bază de planare, au fost luate perfect legal, suntem convins de asta. Ceea ce deranjează cel mai tare este un vechi proverb, sau să spunem, o zicală. Decât să ajuți un om, odată nu poți să ajuți un om, măcar încurcă-l, fă-i ceva, nu-l lăsa așa. Asta este cea mai recentă. Deci dacă nu ne poate ajuta în temeiul legal și așa cum trebuie, să realizăm ceea ce trebuie să realizăm în orașul ăsta, și numai în oraș, în toată țara, da? Atunci, haideți să ne încurcăm, nu? Deci se pare să găsești soluții să ne încurce, nu să ne ajute. Sprijin cu tărie să susținem cele două hotărâri și să facem ceea ce trebuie mai departe, să realizăm obiectivele care trebuie să realizăm și în orașul ăsta. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, nu ca președinte a comisiei, ca cetățean al orașului Moinești, sunt profund indignat pentru faptul că în 30 de ani sunt de când acest hotel stă cu epavă. Noi stăm cu o epavă în mijlocul orașului. Și vreau să vă spun că s-au depus eforturi din partea noastră foarte mari, pentru că eu am fost și în celelalte consilii. Și pedici. Parcă cineva este împotriva ridicării acestui hotel. Au fost clădiri, am fost și pe la Iași, am văzut clădiri din astea și toate s-au rezolvat. Li s-au dat o destinație. Nu sunt epave orașelor. Și au rămas Moineștiul ăsta. După ce atâta bogăție a plecat din acest Moinești, vreau să vă spun, atât aur negru și gaze și care s-au dus bogăție, putea orașul acest Moinești să fie asfaltat cu aur. Atâtea orașe s-au ridicat în jurul nostru datorită bogăților și atâția oameni au ajuns bogați și din străinătate și din România pe seama bogăților din Moinești și noi stăm cu această epavă. Este o rușine, dar e o și mare indignare. Am ajuns exact ca o enclavă. Asta o spun pe propria mea răspundere.
Vedem acum că s-a făcut această șosea. Atât de frumos. Băi, felicitări pentru cei care au făcut pentru județ. Dar cum poți să lași tu Moinești așa, vii atât de frumos, totul frumos, tușat, aranjat, până la intrarea Moinești, treci prin Moinești, totul este altfel, intri din încolo, iar tușat, iar aranjat, exact, să vede într-adevăr răutatea unor oameni. La fel și acum vin alegerile. Deviza este în felul următor. Dom'le, ca să câștigăm, trebuie să arătăm că cei care au fost la putere nu au avut putere și nu au vrut să facă. Și atunci izolăm, facem ce facem și ne dăm în cap forțele aceste politice, unii în cap la ceilalți. Și atâta timp cât aici votăm cu toții, proiectele sunt foarte bune. Și n-ai cum să nu aprobi asemenea proiecte, pentru că sunt pe oraș. Iar în afară, după ce ieșim afară, trecem și ne potonogim, niciodată nu o să reușim să ridicăm Moineștiul la nivelul care trebuie. Eu, ca independent, vă spun un singur lucru. Suntem cetățeni cu toții acestui oraș. Nu avem culori, nici verde, nici albastru, nici galbene, toți suntem oameni. Fraților, haide să facem ceva pentru Moinești și, într-adevăr, să mergem cu capul sus, pentru că am realizat ceva frumos pentru acolo unde stă. Pentru că se vede de la kilometri. De la kilometri se vede epava asta și datorită faptului că avem această epavă și se vede într-adevăr, acest conflict se vede și oamenii îl văd. Și trebuie într-adevăr să ne schimbăm mentalitatea. Hai să fim, dacă ne dăm mâna aici, haide și afară să ne dăm mâna și nu să mergem tot așa unii împotriva altul. Asta v-am spus-o, să dea Dumnezeu, vin sărbătorile, vine sărbătoarea aceasta, unire, suntem cu toții uniți, suntem toți bucuroși și după aceea numai unire nu e. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea minte și să fim într-adevăr uniți împotriva primarului. Pentru că vă spun, primarul care este ales, indiferent de ce culoare politică, este ales și trebuie respectat. Pentru că dacă nu respecti pe primarul respectiv, nu respecti majoritatea din acel oraș. Și trebuie ajutat de toate forțele politice. Când va fi un alt primar de altă culoare politică, trebuie să-l ajutăm pe acel primar, chiar dacă e de altă culoare. Cred că ați greșit, a spus împotriva, poate... Nu împotriva. Nu împotriva. Să fim înțeles. Atât am vrut să vă spun. Vă mulțumesc pentru empativitate și Dumnezeu să ne dacă mai aveți cineva ce vă propune, dacă nu declar, credința închisă. Vă mulțumesc. Thank you.